Fostul prefect Florin Homorean a fost premiat aseară cu diplomă de merit la Gala Laureaților, recunoscându-i se astfel contribuția semnificativă în coordonarea instituției prefectului timp de peste 3 ani. Homorean a fost apreciat pentru abordarea sa bazată pe dialog social, bună înțelegere și promovarea păcii, indiferent de culoarea politică. Înseamnă o apreciere asupra faptului și echilibrului pe care l-am avut în exercitarea mandatului de prefect. Știți bine că am petrecut împreună în acești 3 ani și 8 luni de zile multe provocări. E plăcut atunci când cineva îți apreciază munca și îți acordă oarecum meritul pe care l-ai avut în fruntea unei echipe care a reușit să treacă aceste vremuri. Voluntarii Invictus formează o echipă dedicată și plină de pasiune, unită de dorința de a inspira prin acțiune. Aseară, grupul a fost onorat să primească diplome de merit din partea municipalității. M-am simțit minunat, nu am simțit niciodată asemenea emoții. Sunt onorat că am primit această distincție, eu și echipa pe care am condus-o în ștafeta veteranilor ediția 10. Ne propunem să strângem cât mai mulți voluntari în acest proiect. Cu diplome de merit au fost premiați și alți slătineni speciali care activează în diferite domenii de activitate.